Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou videoclip. Astăzi vreau să vă arăt mașini cu sub 130.000 de kilometri care se vând în această perioadă în Germania cu prețuri începând de la doar 3.000 de euro. Deci o să vedeți o gamă, zic eu, cât se poate de diversificată și chiar o să vedeți destule mașini ieftine, mai ales dacă aveți un buget mic. Deci dacă aveți un buget mic, vă puteți cumpăra o mașină cu un rulaj redus. Acum nu o să fie o mașină premium, clar. Înainte să începem, după cum bine știți, nu uitați de un like și de un share și să apăsați pe butonul de abonare. Astăzi vreau să începem cu o mașină foarte ieftină și mai exact cu acest Golf 6 din 2010, care da, are sub 130.000 de kilometri și, cum am spus, se vinde la un preț cât se poate de mic. Posibil să aibă diferite probleme, nu am de unde să știu, doar că o problemă vizibilă, să spun așa, ar fi faptul că trapa nu este funcțională, este lipită cu scotch. Cam așa arată interior, vine cu scane din textil și alcantara încălzite, clima automată, comenzi pe volan, cum spuneam, are și trapă, pilot automat, 4 geamuri electrice, deci pe partea de dotări este un Golf 6 destul de ok echipat, are și senzor de parcare față-spate. Haideți să vedem specificațiile. Vine motorul 1.4 benzină turbo de 120 de cai, are 109.000 de kilometri, iar prețul cerut este de doar 3.000 de euro. Ce spuneți, merită? Aici avem o Honda Civic din 2014 cu aproximativ 70.000 de kilometri la bord. Din nou, o mașină care merită atenția voastră, mai ales dacă vreți o mașină japoneză cu un rulaj cât se poate de mic și într-o variantă, să spun așa, ceva mai rară, pentru că da, este un Civic Combi. Deci dacă ai și nevoie de ceva spațiu, chiar merită să te uiți la această mașină. Anvelopele, sper că vedeți și voi, sunt aproape noi. Cam așa arată pe partea de interior, vine cu scane din piele încălzite, clima automată, comenzi pe volan, pilot automat, 4 geamuri electrice, senzor de ploaie și de lumină, are și farurile cu xenon, senzor de parcare față-spate, din nou este un Civic destul de ok echipat. Și în plus de asta are și motorul 1.8 benzină de 140 de cai, 69.000 de kilometri, inspecția tehnică este nouă, iar prețul cerut 12.000 de euro, chiar este un preț destul de bun. Următoarea mașină care o să vedeți imediat se vinde la un preț destul de mic și din nou are în jur de 100.000 de kilometri, ar fi acest Ford Mondeo din 2009. Dacă ai un buget mic, vrei o mașină într-o stare bună, cu un rulaj redus, aceeași poveste, merită să te uiți la acest Ford Mondeo, pentru că este și o mașină destul de completă din punctul meu de vedere, mai ales pentru prețul cerut. Cam așa arată în interior, vine cu clima automată, navigație, încălzire în parbriz, încălzire în scaune, comenzi pe volan, pilot automat, 4 geamuri electrice, deci chiar îți oferă exact dotările de care ai nevoie și, din punctul meu de vedere, pentru un model apărut în 2009, încă arată modern. Vine motorul 2.0 benzină de 145 de cai, are 109.000 de kilometri, iar prețul cerut este de doar 4.500 de euro. Ce spuneți? Merită sau nu? Aici avem o Skoda Octavia din 2018 în varianta limuzină. Aș putea spune că este o raritate pentru Germania, pentru că majoritatea Skodelor Octavia sunt în variantă combi. De obicei, când vezi o mașină limuzină în Germania, poți să știi cam 100% că respectivul nu este neamț. Pentru că, cum am spus, nemții caută în majoritatea cazurilor mașini combi, pentru că sunt mult mai practice. Cam așa arată în interior, vine cu clima automată, navigație, încălzire în scaune, comenzi pe volan, pilot automat, 4 geamuri electrice, senzor de ploaie normal și de lumină. Deci, din nou, este o Skoda Octavia destul de bine echipată și are pilotul automat adaptiv. Vine la fel, motor 1.4 benzină de 150 de cai, 80.000 de kilometri, inspecție tehnică nouă, iar preșerut 15.500 de euro. Știu, mulți o să spună că este scump, dar cam astea sunt prețurile în Germania. Aici avem un Peugeot 208 din 2013, care din nou se vinde la un preț destul de mic și cu siguranță este o mașină care merită luată în considerare, mai ales dacă ai nevoie de un model potrivit pentru oraș și navetă. Chiar mi se pare încă o mașină foarte modernă, ținând cont că totuși iese din 2013, poate și că nu le vezi în fiecare zi. Cam așa arată în interior, vine cu aer condiționat, două geamuri electrice și cam atât. Într-adevăr, pe partea de dotări nu este un Peugeot 208 full option, dar cum spuneam, și prețul cerut este unul cât se poate de mic. Chiar este un locuitor, zic eu, foarte interesant pentru Volkswagenul Polo. Are motorul 1 litru benzină de 70 de cai, 127.000 de kilometri, iar preșerul 3.600 de euro.
Aici avem un Opel Astra J din 2011. Aș putea spune că se aplică aceeași regulă ca în cazul Fordului Mondeo. Dacă vrei o mașină recentă, o mașină care să îți ofere un minimum necesar la un preț cât se poate de mic, chiar merită să te uiți la un Opel Astra J. Acum știu, mulți au niște idei preconcepute în legătură cu brandul Opel. Cam așa arată pe partea de interior, vine cu încălzire în scaune, aer condiționat, comenzi pe volan, are două geamuri electrice, pilot automat și cam atât. Într-adevăr, poți să-ți cumperi și un Astra J mai bine echipat, dar cu siguranță și prețul va fi altul, poate în unele cazuri chiar dublu. Vine motorul 1.6 benzină de 116 cai, are 129.000 de kilometri, iar prețul cerut, la fel ca Mondeo, 4.500 de euro. Chiar sunt foarte curios ce ați alege. Aici avem o Skoda Fabia din 2008 cu sub 100.000 de kilometri la bord, fapt ce o să și ridice prețul mașinii, chiar dacă modelul de față mai are ceva defecte de ordin estetic. Sper că ați văzut în partea stângă din spate, sunt niște îndoituri destul de serioase. Acum poate nu este cea mai interesantă mașină, dar cum am spus de multe ori, ăsta este scopul acestui canal, să vă prezint mașinile care se găsesc în Germania. Cine vrea să se uite bine, cine nu la fel de bine. Vine cu aer condiționat, două geamuri electrice și cam atât. În rest, mașina pe partea de exterior chiar arată destul de bine, deci singura problemă este acolo în spate. Are motorul 1.4 benzină de 80 de cai, 95.000 de kilometri, iar preșerut 3.400 de euro. Ce spuneți, merită sau nu? Aici avem un superb BMW seria 3 din 2011, care, da, vă spun de pe acum, nu este ieftin, nu se vinde la 6.000 sau 7.000 de euro, cum își doresc majoritatea, adică sunt mulți care vor și mai ieftin de atât. Pentru că da, este un BMW seria 3 care a avut doar 2 proprietari, iar până în momentul de față a fost întreținut doar la reprezentanța BMW și în plus de asta are și un număr redus de kilometri, display și plăcuțele au fost recent înlocuite, cam așa arată în interior, vine cu scaunele sport încălzite, clima automată, navigația mare, comenzi pe volan, pilot automat, are și tracțiune X-Drive și farurile Bixenon și sper că ați observat, are și pachetul M. Deci este un seria 3 destul de bine echipat. Haideți acum rapid să vedem specificațiile și să-mi spuneți dacă merită. Are motorul 2 litri diesel de 184 de cai, 117.000 de kilometri cu un istoric complet, iar preșerut aproape 15.000 de euro. Aici avem un Volkswagen Tiguan din 2017, care aș putea spune din nou că se vine la un preț destul de ok. Clar, nu este un Tiguan care să coste 10.000 sau 11.000 de euro, dar raportat în special la kilometrajul pe care îl are, eu zic că se vine la un preț destul de ok. Este din nou o mașină care merită luată în considerare, mai ales dacă vrei și un Tiguan întreținut cu un istoric complet. Anvelopele la fel sunt aproape noi. Cam așa arată pe partea de interior, vine cu clima automată, încălzire în scaune, navigație, are și pilot automat, 4 geamuri electrice, deci un Tiguan, să spun așa, mediu echipat. Normal, mai sunt multe dotări care îi lipsesc, dar și prețul, cum spuneam, este mic. Vine cu motorul 1.6 diesel de 116 cai, are 100.000 de kilometri cu un istoric complet, iar prețul cerut este de 18.000 de euro. Ce spuneți, merită? Aici avem un BMW seria 3 din 2022 cu aproximativ 50.000 de kilometri la bord. Deci este o mașină, să spunem, aproape nouă. Și da, am vrut să vă arăt acest BMW pentru că vreau să-l comparăm cu o mașină nouă-nouță și să-mi spuneți voi în secțiunea de comentarii pe care ați cumpăra-o și normal de ce ați preferat totuși BMW-ul sau mașina nouă-nouță. O să vedeți imediat despre ce model este vorba. Cam așa arată acest seria 3 interior, vine cu clima automată, navigație, ceasuri de bord digitale, comenzi pe volan, pilot automat, cutie de viteze automată, are și tracțiune X-Drive, farurile full LED, deci clar, pe partea de dotări este o mașină destul de ok echipată. Are motorul 2 litri diesel de 190 de cai, 51.000 de kilometri, iar preșerut aproape 29.000 de euro. Și da, mașina nouă-nouță cu care vreau să o compar ar fi această Kia Ceed, care are doar 10 km, iese din 2023, motor 1.5 benzină de 160 de cai, iar preșerut 23.000 de euro. Chiar sunt curios ce ați alege. Aici avem un Renault Megane din 2011, care este vândut chiar de către reprezentanță.
Dacă vrei un Renault Megane într-o stare bună, cu un istoric complet, cu siguranță merită cumpărat acest Renault, chiar dacă este mai scump, să spun așa, poate cu 1500-2000 de euro. Dar, până la urmă, eu zic că ai și o siguranță, nu o cumperi de la eu știu ce necunoscut din târg. Anvelopele, sper că vedeți și voi, sunt în stare bună. Cam așa arată în interior, vine cu scaune din piele încălzite, clima automată, navigație, comenzi pe volan, pilot automat, are și sistem audio de la Bose, farurile cu Xenon, chiar este un Renault Megane destul de bine echipat. Vă readuc aminte, aveți un link în descriere dacă vreți să verificați mașina cu minus 20% reducere. Vine motorul 1.4 benzină de 130 de cai, are 127.000 de kilometri, aveți și seria de șasiu dacă vreți să o verificați, iar preșerut 6.850 de euro. Aici avem tot un BMW seria 3, doar că de data aceasta din 2020 și în variantă limuzină. O să vedeți imediat, vine cu motorizare, zic eu, cât se poate de interesantă sub capot, adică, să spun așa, este un BMW în adevăratul sens al cuvântului și da, este și un seria 3 destul de bine echipat, are pachetul MLAP exterior, aceste jante superbe pe 19 cu anvelope aproape noi. Cam așa arată în interior, avem scaunele sport din piele încălzite, clima automată, navigație, ceasuri de bord digitale, comenzi pe volan, pilot automat adaptiv, are și trapă, cutie automată, clar lista de dotări este una destul de lungă, normal are și farurile full LED. Haideți acum rapid să vedem specificațiile și să-mi spuneți voi dacă vi se pare interesant sau nu. Vine un motorul 3 litri diesel de 340 de cai, are 93.000 de kilometri, este și xDrive, iar preșerut aproape 44.000 de euro. Într-adevăr, nu este ieftin. Aici avem un Golf 8 din 2022 într-o variantă ceva mai diferită, aș putea spune, și mai exact varianta GTE. Aș putea spune că este înlocuitor practic pentru Golful GTI, un înlocuitor foarte bun, mai ales dacă vrei o variantă hibridă, pentru că da, acest Golf vine o motorizare benzină hibrid sub capotă, destul de puternică, sincer. Anvelopele la fel, sunt aproape noi. Cam așa arată pe partea de interior, are scaunele sport încălzite, clima automată, navigație, ceasuri digitale, comenzi pe volan, pilotul automat adaptiv, cutie de viteze automată, farurile full LED. În orice caz, Golful 8 și în standard vine cu o mulțime de dotări. Dacă mi-ai adaug și ceva extra opțiuni, este mașina perfectă. Are motorul 1.4 benzină hibrid de 245 de cai, 30.000 de kilometri, iar preșerut 22.000 de euro 400. Ce spuneți? Și ultima mașină pe astăzi ar fi acest superb Mercedes E-Class din 2016, care, atenție, are în jur de 50.000 de kilometri la bord. Din nou, este o mașină aproape nouă, cel puțin din punct de vedere al rulajului și, sincer, prețul chiar nu mi se pare mare. Dacă vrei un E-Class aproape nou, într-o stare bună, cu siguranță merită să te uiți la această mașină. Anvelopele, din nou, sunt aproape noi. Cam așa arată pe partea de interior, are scaune semipiele încălzite, clima automată, navigație, ceasuri digitale, comenzi pe volan, cutie automată, deci este un E-Class destul de bine echipat. Chiar sunt foarte curios ce mașină v-ați cumpărat din acest videoclip, aștept părerile voastre în comentarii și sper că ați văzut, am încercat să vă arăt atât mașini mai ieftine cât și mai scumpe. Nu uitați și de un like și de un share ca să vadă și prietenii voștri. Are motorul 2 litri benzină de 180 de cai, 50.000 de kilometri, iar prețul cerut pe acest Mercedes 27.000 de euro. Cam astea au fost mașinile, ne vedem data viitoare.